Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Distrugătorii de vise. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri. Romani, capitolul 4, versetul 18. Al doilea distrugător de vise este dezamăgirea. Dezamăgirea este prăpastia care se formează între așteptare și realitate. Și fără îndoială că te-ai confruntat și tu cu ea. Ai fost nevoie să trăiești cu vise neîmplinite sau cu speranțe spulberate, iar lucrul acesta te-a afectat. Mark Twain a spus: trebuie să avem grijă ca din experiențe să extragem numai înțelepciunea ce se găsește în ele și să ne oprim acolo, ca să nu fim și noi ca pisica ce s-a așezat pe plita încinsă a unei sobe. Ea nu se va mai așeza niciodată pe o asemenea plită și e un lucru bun, dar nu va mai sta nici pe una rece vreodată. Când ceva nu merge bine, noi spunem: nu voi mai face așa ceva niciodată. Ce greșeală, mai ales când e vorba despre visele tale. Experiența eșecului este prețul pe care trebuie să-l plătești pentru a dobândi succesul. Uneori trebuie să te confrunți cu el și să-l înfrângi în mod repetat pentru a putea merge înainte și pentru a-ți putea împlini visul. Avraam a fost chemat să dea naștere unei națiuni, dar înainte de a fi tatăl lui Isaac, s-a dovedit nerăbdător și l-a născut pe Ismael, generând astfel o situație negativă cu care a trebuit să trăiască toată viața sa. Dar el nu a încetat niciodată să creadă în visul său venit de la Dumnezeu. Biblia spune în Roman, capitolul 4, versetele 20 și 21, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu deplin încredințat că el, adică Dumnezeu, ce făgăduiește poate să și împlinească. Am încheiat citatul. Să remarcăm cuvintele întărit în credința lui. Trebuie să te întărești și tu în credință în fiecare zi prin citirea cuvântului lui Dumnezeu și prin rugăciune, aducându-ți aminte de bunătatea lui Dumnezeu și de faptul că, așa cum scrie în Ieremia la capitolul 32, versetul 17, nimic nu este prea greu pentru Domnul.